Spitalul Județean de Urgență Slatina se poate lăuda cu două proiecte europene, dintre care unul a fost deja implementat. Valoarea acestora se ridică la peste 8 milioane de euro. Avem două proiecte europene, unul de 9.700.000 de lei, ceea ce înseamnă undeva la 1.940.000 de euro, care a fost deja implementat și urmează finanțarea. E posibil ca până la sfârșitul acestei luni să ne intre bani în cont, bani care vor fi folosiți pentru decontarea retroactivă o parte din achizițiile făcute pe perioada pandemiei și mai avem încă un proiect care urmează săptămâna viitoare să ne-au cerut niște clarificări. E un proiect mai mare, tot pe POIM, e un proiect european, de 38.500.000, adică undeva la 7.700.000 de euro. Dacă reușim să finalizăm și acest proiect, este un lucru extrem de bun pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. În ceea ce privește secția de pneumologie de la Scornicești, corpul C3 a fost reabilitat integral. Pacienții, deși aflați în suferință, se pot bucura de confort la standarde europene. Urmează aplicarea termosistemului și înlocuirea șarpantei în corpurile C1 și C2. În legătură cu investițiile de la Scornicești, știți că acolo noi am făcut reabilitarea și am pus termosistem la clădirea din față a spitalului, la secție de pneumologie Scornicești. Și deci corpul C3, cum este denumit la noi, corpul C3 a fost finalizat. Acum urmează corpul, avem deci dat ordinul de începere a lucrărilor, deja s-au demarat lucrările acolo pentru corpul C1 și C2, unde se va aplica termosistemul și înlocuirea șarpantei, a învelitoarei cu tablă ondulată. Deci în scurt timp va fi finalizat tot termosistemul acolo. La nivelul instituției există o discuție legată de alimentarea cu oxigen a tuturor paturilor din saloanele de la secția de pneumologie Scornicești. Acolo există o stație de oxigen care la acest moment poate asigura sursa de oxigen în 8 saloane, maxim 16 paturi. Firma care asigură furnizarea oxigenului la SJU Slatina va monta însă un stocator de oxigen la Scornicești pentru ca toate paturile să beneficieze de sursă de oxigen. Această investiție este imperios necesară întrucât majoritatea pacienților externați după vindecarea de virusul SARS-CoV-2 rămân cu afecțiuni pulmonare și se îndreaptă către secția de la Scornicești pentru recuperare.